Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like. Lăsați comentarii cu personajul vostru preferat. Totul pentru familia mea, episodul 35. Pentru a rămâne la liceul privat în semestrul următor, Omer, Asi, verișorilor și Harika trebuie să susțină examenul pentru bursă deoarece nu pot să plătească taxele școlare. Cei cinci se pregătesc împreună. În ziua examenului, Omer vrea să o ajute pe Harika și îi scrie răspunsurile pe un bilet, dar este prins de profesor și pică examenul fiindcă Harika nu recunoaște că biletul era al ei. Susen și Ogulcan le cer ajutorul colegilor pentru ca Omer să-și poată continua studiile acolo și fiindcă Omer este apreciat de mulți dintre ei, imediat se strânge jumătate din taxa școlară. Restul vor putea să achite mai târziu. Omer îi spune lui Susen că nu va uita niciodată gestul ei. Tolga o invită pe Cemile în oraș. Cemile propune să le ducă amândoi mâncare copiilor de la orfelinat, în loc să meargă la un restaurant scump. Berk îi invită pe Aibic și pe Ogulcan acasă la el și îi prezintă mamei lui. Femeia este șocată când află ce lucrează părinții lor, iar Ogulcan o aude vorbind despre asta cu servitoarea. Ca să fie sigur că despre ei era vorba, își lasă telefonul în sufragerie și înregistrează conversația dintre Berk și mama lui după plecarea lor. Apoi se întoarce după telefon spunând că l-a uitat. Aibic ascultă conversația celor doi și se întristează. Shengul a reparat telefonul pe care Akif l-a aruncat și găsește filmarea din seara accidentului. Crezând că el l-a ucis pe Kadir, se duce să îi ceară socoteală. Akif îi povestește cum s-a întâmplat și îi spune că Melissa plătește destul într-o clinică de psihiatrie. O convinge că nu se va schimba nimic dacă merge la poliție și în schimbul tăcerii ei, îi oferă bani și casa în care locuiește acum cu chirie. Shengul acceptă și intenționează să vândă casa unor investitori care vor să construiască blocuri, apoi să cumpere un apartament pentru familia ei și unul pentru nepoții lor. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.